Bine v-am găsit pe tutoriale video, eu sunt Dragoș și în clipul de astăzi o să vedem cum putem să dezactivăm temporar și cum putem să ștergem definitiv contul nostru de Instagram. În cazul în care luăm o astfel de decizie, trebuie să mergem pe contul nostru, am făcut aici un cont de test, dăm click aici, mergem pe profile. Pe setări, îmi cer scuze, și aici avem posibilitatea să dezactivăm temporar contul nostru de Instagram. Dăm aici. Ne întreabă de ce vrem să facem acest lucru. Putem selecta unul dintre aceste motive sau să specificăm noi un alt motiv. Tot ce trebuie să facem în continuare este să introducem parola și apăsăm pe acest buton, iar contul nostru de Instagram va fi dezactivat temporar. În cazul în care dorim să ștergem definitiv contul, o să mergem pe Google și scriem Delete Instagram Account. Accesăm această pagină, de fapt prima pagină, și dăm click aici, iar aici dăm click pe Delete Your Account. Ne întreabă la fel de ce vrem să facem acest lucru, ne pune să reintroducem parola, și după ce am făcut acest lucru, apăsăm aici pe Delete userul nostru. Aici ne spune că dacă dorim să continuăm și chiar vrem să ștergem contul, acesta va fi șters pe data de 4 februarie, după o lună de zile din momentul în care noi vrem să facem acest lucru. În acest timp ne spune că nu vom fi vizibili pentru ceilalți utilizatori de pe Instagram, contul nostru nu va fi vizibil, începând din acest moment de când facem cererea de ștergerea contului și până în momentul în care acesta va fi șters, până în 4 februarie. În schimb, dacă cumva ne răzgândim și totuși dorim să păstrăm contul, ne putem loga înapoi pe cont și astfel contul respectiv nu va mai fi șters. Dacă am luat decizia să-l ștergem, dăm pe Delete, ne întreabă încă o dată dacă chiar suntem siguri că vrem să facem asta, apăsăm OK. Și ne spune că în data de 4 februarie, anul curent, contul nostru va fi șters definitiv. Cam aceștia sunt pașii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!